până la Dumnezeu și mai sus. A fost, am avut un lider care să umble pentru noi. Deci nu a fost nevoie să umblăm noi. Părinții, noi, că a încercat Dumnealui, a umblat și în locul nostru. Dar acum se pare că e necesar să luăm noi frâiele în mâini. Exact. Sunt convinsă că marea majoritate a copiilor vor face față cerințelor clasei a 5-a, pentru că sunt copii bine pregătiți, dar pe lângă ei avem și copii cu cerințe educaționale speciale, care au nevoie de sprijin și ajutor în parcurgerea programei conform stadiului lor de dezvoltare. Și atunci, acești copii care la noi în școală beneficiază de sprijin specializat din partea profesorilor itineranți, a logopezilor, a psihologului școlar și a programelor adaptate pe care le au, în celelalte colective vor fi cu siguranță marginalizați și într-o clasă cu 34-35 de elevi, acești copii, nimeni nu va avea timpul necesar să se ocupe de ei. Deci, problema se pune în felul următor. Într-o clasă, până în 20 de elevi, până în 15 elevi, ai timpul necesar să te ocupi de fiecare în parte și să îl poți promova pe fiecare elev. La noi nu există copil care să nu citească într-o oră, să nu iasă să facă exerciții la tablă, să nu fie întrebat de 2, 3, 4 ori. Într-o clasă de 36 de elevi, imaginați-vă că alea 50 de minute sau 45 de minute la ciclul primar nu ajung. Și atunci ei rămân cu foarte multe goluri, cu foarte multe probleme nerezolvate, acumulând aceste lipsuri, vor ajunge să nu promoveze clasa, să rămână marginalizați. 2016, iar pe 23 ianuarie 2015 am fost informați că a fost aprobat planul de școlarizare pentru anul 2015-2016. Nu în formula în care a fost propusă de către școală, ci au fost anulate cele două clase, clasa pregătitoare, deci o singură clasă propusă pentru anul școlar următor, și clasa a 5-a, actuala clasa a 4-a, cu un număr de 15. Fiecare. Cea pregătitoare are propuși 25 de copii în plan de școlarizare, iar cea de clasa a 5-a, 15 copii, care noi deja îi avem înscriși. Iarăi mă înscriși în învățământul primar acum. Și ce ar urma să întâmple cu copiii care au fost deja înscriși? Deci acești copii care au fost înscriși, urmează ca părinții să îi orienteze spre alte școli. Numai că acești copii care compun această clasă au un grup de copii, 5-6 copii, nevoi speciale de educație. Deci sunt copii cu CES diagnosticați, deci cu certificat, pentru care trebuie lucrat împreună. Deci profesorul de sprijin împreună cu învățătorul care lucrează la o programă școlară, la o planificare, teme propuse și ei au de câștigat aici la nivelul școlii noastre. De aceea efectivele sunt micuțe, pentru că în fiecare clasă, nu numai la această clasă a patra, avem asemenea copii diagnosticați cu CES. Ei sunt în număr de 38 în total pe școală, copii cu deficit. 18 sunt la învățământul primar și 20 sunt la învățământul gimnazial. Aici avem autism infantil, 5 copii, un copil, ADHD, 2 copii, grav deficiență în ceea ce privește unele afecțiune 2 și deficiență mentală ușoară, 27 de copii.
seama că nu era acceptat copilul, dar stau în bancă cu acest copil. Copilul acesta a învățat, cu toate că nu vorbește, a învățat literele, cunoaște cifrele, știe să se comporte, comunică atât cât poate ea. Vine un coleg la bancă și o întreabă prin felul lui, pentru că ideea a fost să merg în această școală, pentru că colectivul deja este obișnuit, societatea a crescut de mic în colectiv și societatea, copiii o acceptă și chiar o ajută. Copiii o ajută. Și fie copiii mai puțini fie copii mai puțini, că asta v-am spus la școala de specie, că tot anul când am stat cu el la clasa pregătitoare, erau 30 în clasă, destul de mulți. Ești așa în capșul lor un haos. Toată gălăgea aia și toată aglomerația aia nu mai făcea față, era obosit psihic. Aici sunt 14 și doamna se ocupă bine de ei și deja e lejer și copiii îl acceptă, îi place. El plângea înainte când vrea la școală și acum îi place. Și în sfârșit când am găsit și noi un sprijin și o... În loc unde ar putea învăța ceva. Da. Pentru noi să nărui totul, să prăbușești tot. Nu vrem asta. În cursul zilei de mâine să avem o discuție și cu cadrele didactice de la Școala Sfânta Maria. Este o stare de tensiune generată de o informare incorrectă, de o comunicare ineficientă, cu privire la niște demersuri făcute doar pentru interesul copiilor și pentru respectarea prevederilor legale. Și care ar fi interesul copiilor? Educație de calitate. Școala Sfânta Maria Butoșan nu poate furniza în momentul de față o educație la cele mai înalte standarde. Da, Școala Sfânta Maria din Butoșan a primit un premiu la o gală internațională. Da, este adevărat că a primit un premiu la o gală internațională, dar acel premiu nu a vizat activitatea întregii școli. Ba, exact, activitatea întregii școli a vizat. Cadrul legislativ pe care Școala Sfânta Maria trebuie să respecte și de altfel toate școlile din România trebuie să respecte este costul standard PRL sau preșcolar. Cost în care Școala Sfânta Maria nu s-a încadrat niciodată, cu atât mai mult în ultima perioadă. Cu alte cuvinte, clasa pregătitoare și clasa 5-a vor fi preluate începând cu anul școlar 2015-2016 de Școala Gimnazială numărul 13 Butoșani, urmând ca activitatea pentru celelalte clase să se desfășoare în continuare la Școala Sfânta Maria. Și asta duce într-un viitor mai îndepărtat la o comasare a celor două unități de învățământ? Este o preluare graduală. Da, posibil. Posibil o preluare graduală, despre asta vorbim. Nu vă pot spune cu exactitate în momentul ăsta, pentru că lucrurile nu sunt stabilite definitiv în momentul acesta. Deocamdată ce s-a stabilit pe planul de școlarizare este preluarea clasei a 5-a, respectiv a clasei pregătitoare.